Proiectul Eficientizarea Managementului Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, administrat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, a fost implementat în perioada 2010-2011 în cele 8 centre raionale din zona de sud, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia. În decembrie 2011, conform planului, urma să fie desfășurată conferința de finisare a proiectului și prezentarea a rapoartelor către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, privind implementarea proiectului. Cu regret, din cele 8 orașe, în 2, Cimișlia și Taraclia, proiectul a fost stopat. Proiectul implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, care se numește Managementul Deșeurilor Solide din Regiunea Sud, este la o etapă, putem să spunem, finală, însă până la moment avem unele dificultăți în construcția platformelor. Deci, antreprenorul care a fost câștigătorul tenderului pentru a construi platformele nu și-a onorat obligațiunile până la momentul de față cu construcția platformelor în orașul Cimișlia și orașul Taraclia. În rest, toate procurările care au fost planificate în acest proiect au fost efectuate, deci fiecare oraș a beneficiat de către o mașină de transportat gunoiul, tomberoane pentru colectarea selectivă a gunoiului, câte o presă de balotat plasticul, întreprinderile municipale au beneficiat de un calculator în care ei pot să ducă evidența. Motivul pentru orașul Cimișlia a fost că întreprinderea SRL Rodval Const, care conform licitației urma să construiască platforme de colectare a deșeurilor pe teritoriul orașului, nu a dus lucrul până la capăt. Banii au fost cheltuiți, unele materiale au fost furate, unele platforme au fost construite iarna și au degerat. Cert este faptul că implementarea proiectului care urma să fie finisat în decembrie 2011 s-a împotmolit. Din cele 55 de platforme planificate s-au construit până la moment doar 11 platforme. Adică la implementarea proiectului de selectarea deșeurilor, adică au fost într-adevăr făcute mari cheltuieri. Proiectul dat a fost încă preconizat pentru anul trecut ca să fie pusă la dispoziție toate containerele, dar cu părere de rău, anul trecut, ca prin luna iulie, ne le-au adus. Noi am depus eforturi, fiindcă au fost aduse pe bucăți. Noi le-am asamblat, le-am adus la condiții și am vrut ca anul trecut să pornesc bine, numai că repede s-au oprit. S-au pornit târziu cu turnarea betonului la platforme și proiectul nu a fost implementat. De un an de zile, în depozitele serviciilor publice Cimișlia se află containerele pentru deșeuri, autocamionul specializat pentru urcare-descărcare și alt utilaj din cadrul proiectului, care nu poate fi deocamdată folosit. Dacă ne dădea într-adevăr aceste platforme să le construim noi, bine rău, noi avea să fie făcute și răsfăcute. Da, așa au pus la licitație, au pus tenderul ăsta care nu știe cine răspunde, așa cu tăt să dau cu spatele la gard și nu vreau nimeni să răspundă și când a să fie terminat proiectul ăsta. Ne-i rușine că, într-adevăr, cheltuielile s-au făcut, s-au adus mașină, s-au adus atâtea containere, ne-au umplut o gradă și noi nu putem să lucrăm cu dânsile. Celelalte vechi de acolo mai iese din funcțiune, sunt putride și noi cu gândul că o să le punem pe astea noi și pe astea noi nu putem, n-avem pe ce le pune. Mașina de gunoi este, avem pres special de presat carton și masă plastică, dar, cu părere de rău, iată, nu putem implementa până la urmă proiectul. Până la toamnă nu știu ce a să fie, fiindcă de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud tot ne promit că o să facem, o să-i găsim pe cei care s-au apucat, o să-i tragem la răspundere, dar nu știu când a să fie tras la răspundere și când a să fie implementat proiectul până la urmă. Pe de altă parte, la platformele nefinisate, cetățenii descarcă gunoiul. Unii din ei nici nu cunosc care este destinația lor.
Orașul Cimișlia rămâne fără platforme de gunoi amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, chiar și după ce a fost inclus într-un proiect de circa 20 de milioane de lei destinat pentru 8 localități ale țării. Din cele 55 de platforme pentru gunoi care trebuiau construite în orașul Cimișlia în cadrul proiectului Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în regiunea de dezvoltare sud, au fost construite doar 11. Asta în condițiile în care proiectul urma să fie finisat în noiembrie 2011. Responsabilii din cadrul proiectului se arată îngrijorați de faptul că antreprenorul selectat prin concurs nu și-a onorat obligațiunile contractuale, iar containerele pentru gunoi nu pot fi puse în funcțiune conform proiectului. Că au fost făcute numai 11 platforme din 55, șasele au fost făcute cu mari dificultăți, fiindcă betonul ca atare a fost înghețat. S-a deteriorat și astea platforme, noi de acum, astea, fiindcă ele sunt, toate containerele sunt pe roți, pe betonul care s-a deteriorat, nu putem să le punem. Potrivit directorului Agenției de Dezvoltare Regională Sud, dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului apar în urma nerespectării obligațiunilor contractuale pe care și le-a asumat antreprenorul care a câștigat tenderul pentru construcția platformelor în orașele Cimișlia și Taraclia. Noi suntem în proces de reziliere a contractului cu dumnealui și în rezultatul aprobării de către achizițiile publice rezilierii contractului, atunci noi vom anunța un tender adițional pentru construcția platformelor în orașul Cimișlia și în orașul Taraclia. Administrația întreprinderii Rodval Const, câștigătoare a tenderului pentru acest proiect, nu a fost de găsit pentru a comenta situația. Până vor fi amplasate containerele, cetățenii descarcă gunoiul la platformele nefinisate. Văd că nu ne aduc containere și văd că tot lumea aruncă gunoi și fac călăzie pe aici. Sub gard la mine numai hârtie, dacă pune tătlie vânt, trebuie ceva mai înalt, mai să acopere, să nu bată vânt. Am fost în oraș mai multe, dar nicăieri nu au pus bacuri, nicăieri. Mai multe locuri de astea pus, dar nu se construiți până la urmă. Și în locurile acestea sunt pus gunoi sau... Da, peste tot gunoi. Dacă sași cu gunoi, pachete, peste tot nu gunoi. De an trecut am văzut că s-a început, dar pentru și, nu, și alții îmi spun că este pentru că se vede lumea să așteapte autobusul. Dar alții îmi spun că se pune și așa să grămădească mustorul. În această situație, autoritățile urmează să decidă cine se face vinovat și cine își va asuma responsabilitatea pentru neexecutarea lucrărilor. Pe teritoriul întreprinderii Servicii Publice Cimișlia sunt peste 170 de containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor care așteaptă să fie amplasate pe platforme. În total, bugetul proiectului Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în regiunea de dezvoltare sud a costat circa 20 de milioane de lei și a inclus localitățile Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Șlia, Căușeni, Liova, Taraclia și Ștefan Vodă. Proiectul Eficientizarea managementului deșeurilor solide în regiunea de dezvoltare sud urma să fie implementat timp de 24 de luni, până la sfârșitul anului 2011. Potrivit planului de implementare, în septembrie 2010 a avut loc conferința de lansare a proiectului, iar în martie 2011 deja s-au desfășurat licitații de achiziții a utilajului. Prima partidă de autospeciale a ajuns în Cimișlia miercuri 8 iunie 2011 și a fost repartizată conform planului prevăzut de proiect. Acesta presupune dotarea întreprinderii municipale Servicii Publice Cimișlia cu tehnica necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Serviciul de salubrizare din orașul Cimișlia a fost dotat cu autospecială nouă pentru evacuarea gunoiului. Evenimentul s-a produs în cadrul proiectului Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în regiunea de sud, finanțat de Agenție de Dezvoltare Regională Sud. Tot în cadrul acestui proiect vor fi dotate întreprinderile cu prese de balotat pentru deșeurile din plastic și cu containere speciale pentru a putea fi evacuate deșeurile cu ajutorul acestor autospeciale. Tot în cadrul proiectului, Serviciul de Salubrizare din Cimișlia va construi mici platforme pentru stocarea și selectarea preventivă a gunoiului. Noi am primit o tehnică nouă, o mașină de evacuare a gunoiului și urmează să primim și containere europene
ca să evacuăm tot gunoiul din Cimișlia și sperând facem oraș mai curat. În baza proiectului noi facem platforme pe teritoriul orașului Cimișlia, care ne dorim să cuprindem cât mai mult teritoriul orașului ca să populația să beneficieze, să pui gunoiul selectat și să facem o selectare preventivă a gunoiului în oraș. Pe 17 iunie 2011, orașul Cimișlia a intrat în posesia Eurocontainerelor. Cimișlienii erau nespus de bucuroși că în curând se vor putea folosi de ele. În urma demarării proiectului finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională, la Cimișlia au fost aduse 56 de containere pentru depozitarea deșeurilor. La fel se preconizează de a achiziționa și amplasa utilaje și echipamente de colectare a deșeurilor menajere în zonele din sectorul privat. Astăzi noi am primit a doua partidă de containere zincate. Deci pentru orașul Cimișlia, orașul Taraclia, Basarabeasca. Tot în acest proiect sunt prevăzute și alte activități, cum ar fi achiziționarea altor containere pentru colectarea plasticului, pentru colectarea sticlei, a hârtiei. Beneficiarii acestui proiect sunt toate orașele din regiunea Sud, deci 8 orașe, centre raionale. Pe lângă aceasta, noi mai avem de procurat prese pentru balotarea plasticului, care așteptăm să vie foarte curând și acest echipament. Instalarea containerelor va începe după construcția unor platforme speciale de colectare a deșeurilor menajere solide. Împreună cu Agenția de Dezvoltare Sud am câștigat acest proiect. Deja am primit mașina și acum suntem la faza de primire a containerelor. Sunt buni containere, mă uit, sunt europene. Cred că cimișlienii se vor bucura de serviciul care îl vor acorda, amenajarea platformelor pentru aceste containere. O să fie puse pe fiecare platformă câte 3 containere, unul pentru masă plastic, unul pentru hârtie și altul pentru gunoi, pentru sticlă și altul pentru gunoi menajer. Înainte de amplasarea containerelor, autoritățile locale planifică să desfășoare în oraș o campanie de conștientizare a necesității colectării separate a deșeurilor menajere. Colectarea separată a gunoiului cred că este un lucru binevenit și cred că ar fi și un pas pentru conștientizarea populației că este nevoie să avem o atitudine responsabilă, gospodărească față de, nu numai față de casă, dar și față de oraș. E frumos pentru așa oraș, ca să fie oraș mai menajat, mai frumos și lumea și mai civilizată, ca să se păstreze, să înțeleagă ordinea, ca să, și să fie frumos în raionul Cimișlia. De mult a trebuit să facă lucrul ăsta, dar la noi, așa oameni, conștienți, stare puțini. De respectat, nu știu cum vă respecta, dar e lucru foarte bun. Da, e foarte bun lucru, că n-ar să fie tăgunoi, n-ar să fie tămas plastic, atâta culioași, atâta zvârlituri, bate vântul în prăștii. Numai și să le împacheteze, să le aranjeze la locul lor. Dar este socot că ar să fie foarte bine. Oamenii sunt sceptici în ceea ce privește această modalitate de selectare a deșeurilor. Ei susțin că oricum oamenii nu vor respecta regulile. Oamenii încă nu au un nivel mare de cultură încât să selecteze gunoiul. O găleată cu plastic, alta cu gunoi, alta cu hârtii, încă nu există așa ceva la noi. Punem totul într-o găleată și aruncăm. Idee bună, dar cam nu vine crede că să facă lucrul ăsta. La noi nu recunosc asta plastică, e gunoi, o zvârli și gata și n-are nevoie. Pe 24 iunie 2011, orașul Cimișlia a primit stocul de lăzi pentru colectarea plasticului prevăzut în proiect. Cele 75 de lăzi au intrat în proprietatea Servicii Publice Cimișlia, fiind destinate pentru colectarea plasticului. În decursul lunii iulie, lăzile au fost asamblate și pregătite pentru utilizare. Zic că noi am făcut în așa mod, le-am asamblat ca fiecare să nu le poată desface. Noi le-am sudat și roțele, le-am sudat și toate șuruburile, pentru că să nu fie furați, să nu fie... Dar asta depinde de conștiința oamenilor.
Бросаю, где попало, это вообще вот, жара, духота, там уже мухи, даже эти все, это уже черви уже валяются, уже невыносимо просто. А у нас так, народ, вот, собак там полно, собаки вот эти безработные ходят, вот, ковыряются, все выбрасывают, это вообще просто невыносимо, понимаете? Я очень факт. Я факт. Асташи, ей факт? Да вообще нет. Так это у вам не лярун каша? Ну, а по вам не, как слезть? У вам не лярун, а сейчас им выцать. Da, câte tom de oraniște pe drumul? Ai văzut, unul spui separat? Ar fi mai bine să fie aparte șipuri, hârtiile, tot asta aparte să fie. Numai că oamenii noștri tare greu să învățăm. Deși e că nu-s conștienți. Dacă ar fi oameni conștienți, ar face și lucrurile astea. În perioada aprilie-august 2011 urma să fie finalizată construcția platformelor de colectare a deșeurilor în oraș. Cu regret, nici până la moment, în luna iulie 2012, platformele nu sunt construite, iar cetățenii orașului Cimișlia continuă să colecteze deșeurile fără a le separa. Colac peste pupăză, Centrul de Sănătate Publică Cimișlia a aplicat o sancționare către primăria orașului Cimișlia pentru dezordinea ce domină gunoiștea centrală, a interzis utilizarea ei până la amenajarea corespunzătoare. A parvenit în adresa Ministerului Sănătății o plângere din partea unor locuitori a orășelului Cimișlia, privind starea nesatisfăcătoare a gunoiștii centrale a orășelului. Specialiștii Centrului de Național de Sănătate Publică s-au deplasat la noi în teritoriu și în comun cu specialiștii noștri au inspectat gunoiștea dată și cele relatate în plângile s-au adeverit, iar noi, la rândul nostru, Centrul de Sănătate Publică Cimișlia, am emis o hotărâre de interzicere a exploatării gunoiștii orășelului Cimișlia, pe o perioadă, adică până la înlăturarea măcar parțială a neajunsurilor depistate. Deși gunoieștea centrală a orașului Cimișlia a fost închisă, oamenii continuă să mai aducă aici gunoiul. Problemele legate de utilizarea platformei centrale de gunoi a orașului sunt cauzate de lipsa unei persoane responsabile de gestionarea gunoiștei. Lipsește îngrădirea pe perimetru, ceea ce duce la împrăștierea peliculei pe câmpurile adiacente. Lipsesc căile de acces, ceea ce duce la descărcarea gunoiului în preajma gunoiștei. Temporar este închisă, dar am avut o comisie de la Inspectoratul Ecologic, de la Centrul de Medicină Preventivă sau Centrul de Sănătate Publică. Deci ni s-a făcut o prescripție unde noi trebuie să îndeplinim niște lucrări de amenajare, adică să facem un gard către zona de sud ca să nu polueze teritoriul adiacent. Dar vreau să vă spun că avem permanent aici un lucrător care face curățenie în prejurul gunoiștii. Și în afară vreau să vă mai spun că e preconizat pe anul viitor cu guvernul ceh, dacă o să menține părerea tot așa, deci se preconizează de construitul gunoiștii nou. Stocarea deșeurilor este neuniformă, deseori se recurge la arderea lor, ceea ce îi nemulțumesc pe locuitorii orașului din preajmă. Deseori, mormanele de gunoi sunt aprinse, iar fumul intră în casele oamenilor. Gunoiștea de la marginea orașului Cimișlia, timp de 10 de ani, provoacă mari bătăi de cap atât locuitorilor din preajmă, cât și autorităților. Locuitorii orașului Cimișlia spun că sunt deranjați atât de priveliștea dezgustătoare și mirosul neplăcut, cât și din cauza fumului din urma arderii gunoiului. Cam trebuie de dus în altă parte, trebuie de făcut ceva cu dus, să se plece. Când îi dau foc, chiar când dau foc pe aici, la plasmasul sau la... Fumul să-mi vine la noi, numai azi nu arde, dar cam în fiecare zi arde. Viceprimarul orașului susține că administrația orașului știe care sunt soluțiile pentru a rezolva problema, dar nu dispune de sursele financiare necesare. Rezolvarea acestei probleme este preconizată în cadrul strategiei managementului deșeurilor solide. Proiectul care se derulează în Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Intrăm în acest proiect și sperăm că până la urma urmei se va rezolva și problema gunoiești. O altă soluție ar fi un ajutor din partea Agenției de Dezvoltare a Republicii Cehe, care intenționează să finanțeze construcția unui nou poligon pe teritoriul stației de epurare a raionului Cimișlia. Când am avut evenimentul din 24 martie anul curent, când a fost și ambasadorul Cehiei în Republica Moldova,
a răsunat și o intenție că ar putea să ne ajute și cu construirea unui nou poligon de acumulare deșeurilor în orașul Cimișlia. Potrivit autorităților, soluționarea problemei necesită surse financiare de câteva milioane de lei. Până se vor găsi bani, autoritățile locale intenționează să construiască un gard în partea de sud a Gunoiștei pentru a opri resturile împrăștiate de vânt. Potrivit legislației în vigoare, gestionarea neeficientă a deșeurilor, arderea lor se pedepsește cu amenzi. La moment, inspecția ecologică efectuează raiduri în cadrul acțiunii de salubrizare, unde au fost depistate persoane care au comis contravenții pe articolul 154, cod contravențional. Asta cum ar fi, s-au făcut lucrul efectiv în primăria Troițca, Batâr, Mihailovca, Cimișlia și alte primării care sunt în cadrat în raionul Cimișlia. Însă populația, după cum cunoaștem, nu se conformează conform legislației în vigoare și continuă să depoziteze haotic aceste deșeuri menajerii de proveniență casnică. Cel mai mult au de pătimit de pe urma tărăgânării implementării proiectului Eficientizarea managementului deșeurilor solide în regiunea de dezvoltare sud, locuitorii orașului Cimișlia. Ne spuneți, vă rog, unde duceți gunoiul, deșeurile casnice? O să duce la locul deșeuri. Acolo este amenajat platformă specială, container? Este tot ce trebuie să acolo. Noi ducem încapțatul acolo, cum duci la Băsărabca. Avem gunoi ăștia. Și? În ce constă de gunoi ăștia? Este tot platformă, containere sau? Nu, prost, îți cărcăm așa. Noi avem o groapă adâncă, dăm foc. Le grămădim acolo, dăm foc. Noi suntem casa pe pământ și avem gunoi, le avem. Și le dăm foc. У нас есть специальный мусоросборник, где мы все там сжигаем. Iașca, îi punem gunoi tot și îl ducem unde se duce la gunoișterii. Iașa nu mi-e loc. Vă-zmite pe perimetrul Cimișliei, у нас вся Cimișlia, вся в мусоре. В любую точку езжайте по углам, везде полно мусора. Вот там у нас недоработка. Și gunoi tot îl colectăm și îl ducem la gunoiște autorizat. Îl selectăm în primul rând, care gunoiul de grajdan în grădină, gunoiul care vă rog, stică, plastic, părere de rău, le ducem la gunoi ăștia. De acolo, de acum, cineva văd eu că le preiau, adică vin cu microbus și așa mai departe. Deci este coașul unde v-a pus asta e gunoi. Până la finele lunii august, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, administratorul proiectului Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în regiunea de dezvoltare Sud, intenționează să încheie implementarea proiectului. Noi sperăm că până în luna august acest proiect să fie finalizat, dar mai sunt niște proceduri legale care țin de darea în gestiune a bunurilor care sunt. Aceste bunuri se transferă numai prin o hotărâre de guvern și deci după ce va fi recepționate toate lucrările, deci cum am zis, vom face recepția finală și vor fi transferate bunurile beneficiarilor, deci orașelor care beneficiază, cele 8 orașe din regiunea Sud. Potrivit conducerii Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în viitorul apropiat va fi reziliat contractul cu acest antreprenor și va fi anunțată licitație publică pentru contractarea unui alt antreprenor. Până atunci însă cimișlienii vor colecta gunoiul ca pe timpuri, totul la grămadă. Între timp, conducerea raionului Cimișlia a inițiat un nou proiect pentru toate primăriile sătești din raion, privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere solide. Experiența orașului Cimișlia în acest sens ar fi prins bine, însă nu a fost să fie.